Și astăzi este o zi specială pentru noi, este un moment special pentru că avem un oaspete care ne onorează cu prezența sa aici și este un moment de sărbătoare a întregii comunități, pentru că beneficiem de prezența doamnei excelenței sale, doamna ambasador Laurent Soler, care este aici la noi, la Suceava, în sala Teatrului Matei Mușinec. Și salutăm și prezența domnului primar Ion Lungu, fără de care n-ar putea avea loc acest moment și o să aflați imediat de ce. Este o onoare pentru orașul nostru, este o onoare pentru mine personal să înmânăm astăzi titlul de cetățean de onoare ambasadorului Franței, excelenței sale, doamna Laurent Soler. Să aplaudăm! Excelența sa, pe lângă faptul că este un bun ambasador, este și un prieten deosebit al Sucevei, al Bucovinei și al României. Consiliul Local al Municipiului Suceava conferă titlul de cetățean de onoare al Municipiului Suceava excelenței sale doamnei Laurent Soler, ambasador al Franței în România. Felicitări! Dar ne-am desfătut de acolo, suntem ce-am găsit noi, deci o amintire din Bucovina, o iei, așa mi-a spus specialiștii, că este o iei din Bucovina, din Suceava. Deci eu îmbrăcat doar ce am încercat în mine. Și să nu uităm că Suceava este poarta de intrare în Bucovina, ca atare un album aici cu Bucovina, să vă aduceți aminte că a fost la Suceava și ați primit titlul de cetățean de onoare. Azi sunt foarte onorată să primesc această distinție. Vreau să exprim mulțumirile franței și ale europei pentru tot sprijinul Sucevei în criza ucrainea în această perioadă de intensă colaborare. A fost pentru mine un semestru foarte special.